Pentru a întoarce toate privirile pe lângă ținuta de vis, accesorii, pantofi și coafură, piesa de rezistență este machiajul. Nu putem să apărăm la un eveniment fără a fi cât de cât machiate, asta pentru ca cele câteva imperfecțiuni pe care le avem să treacă neobservate. Astăzi am făcut cunoștință cu Beni, un specialist în make-up. Ne-a spus cu ce pretenții vin miresele din acest sezon. Fetele vin și ele cu... Uh, ele poze cu culori mai țipătoare, vor machiaje care să iasă puțin mai în evidență, culori uh, cu o tentă de negru, nu foarte mult nude, uh, cu un pic de sclipici pe acolo să ia să șele puțin în evidență. Înainte de a vă prezenta la un make-up artist cu o poză a unei vedete și cu pretenția de a arăta ca și ea, trebuie să luați în calcul realitatea. Fiecare om este unicat, prea puțin semănăm unul cu celălalt, iar ideea de a imita persoana din fotografie trebuie să dispară. De ce să nu ne bucurăm că suntem unici? Pe zi vine așa aproximativ vreo 6-7 fete, mirese. Cât durează un machiaj profi? Un machiaj profi, înainte de asta, trebuie să ne gândim că mirea are nevoie de o probă. Și după aceea, în jur, machiajul propriu zis durează un jur de o oră jumate, două, depinde ceea ce își dorește și ea. Pentru a-l putea contacta pe Beni, aveți la dispoziție pagina lui de Facebook. Desigur, puteți să veniți cu sugestii, de restul se ocupă specialiștii.